Pentru anul viitor, primăria Roman va pregăti o paletă întreagă de proiecte pentru care speră să primească finanțare de la Uniunea Europeană. Din experiența trecută, acest lucru este mai mult decât necesar. De exemplu, un control venit de la Curtea de Conturi verifică acum proiectele care s-au depus în numele primăriei Roman, dar nu s-au mai făcut. Reprezentanții primăriei au dat exemple de câteva dintre aceste proiecte care, în viziunea primarului Leoreanu, sunt bune, așa scrise, pentru a prinde liniile de finanțare la timp. Într-o competiție nu intri dacă nu ai proiectul, a adăugat primarul Romanului. Un exemplu este corpul B al Colegiului Național Roman Vodă, despre care se discută iar la București. Tu trebuie să ai proiecte făcute. Și dau exemplu. Colegiul Național Roman Vodă, da? A fost întrebarea, de ce aveți proiect făcut la Colegiul Național Roman Vodă? Da. Dacă ați făcut proiectul ăsta, de ce nu l-ați pus în operă? Pentru că acolo este un contract cu Ministerul Educației și nu ai voie să te bași pentru ăla, pentru că este infracțiune și intri în altă lege în deturnare de fonduri. Și noi am făcut tot felul de demersuri prin inspectorat, la minister, prin parlamentarii noștri, pentru a se mai plăti acei 7 miliarde de lei care mai sunt. Și am o promisiune. Nu vă ascund că săptămâna trecută la București m-am întâlnit, de exemplu, cu domnul senator Chelaru, cu care am discutat și am stabilit să mergem împreună și să discutăm anumite lucruri, să obțin sprijin de la Ministerul Educației, la Ministerul Dezvoltării. Deci căutăm soluții. Dar eu trebuie să am și proiectul gata să justific de ce trebuie mie grăbită consolidarea și plătită, că am proiectul de arhitectură pe care vreau să-l fac. Și v-am dat un exemplu. Un alt exemplu este pista de biciclete. Domnule, ați făcut proiectul cu pista de biciclete. De ce nu s-a făcut pista de biciclete? Pentru că proiectul cu pista de biciclete a fost depus în cadrul unei licitații de proiecte la Agenția Fondului de Mediu, pe Ministerul Mediului, și care s-a aflat în procedură de evaluare. Acest proiect a întrunit punctajul. Deci este câștigător. Dar nu s-au mai alocat fondurile, după cum știți. Fără împrumutul de 7,3 milioane de euro, primarul Leoreanu recunoaște că i-ar fi fost tare greu să ducă la sfârșit proiectele. Dacă nu aveam împrumutul, eram varză, fraților. Dacă nu luam împrumutul ăla, am fost deșteptare, nu atâta. Deșteptare am fost că l-am luat. Dacă nu luam împrumutul ăla, eram varză. Și cu hidrocentrala, și cu PID-ul, toate erau praf. Era terminat cum în alte județe. Eu am luat pe împrumut și am putut să fac și le-am juncționat de aproape, am ieșit buză la buză. Din păcate, instituțiile nu sunt coordonate între ele, adăugat edilul șef. De aceea, uneori îți asumi și riscuri. Atunci când vorbim de finanțare de la Uniunea Europeană, se merge pe ideea primul venit, primul servit.